împărăția ta. Un cuvânt mare, rostit de un om, și nu orice om, ci cel mai decăzut om, să-l pomenească Domnul când vine într-o împărăția sa. Acest lucru avem fiecare din noi. Fiecare vrea ceva bun, vrea ceva frumos, vrea ceva ce n-a mai văzut, dar nu pentru o clipă, ci pentru o veșnicie. Acesta este numai a creștinului care trăiește după Hristos, acelui om care vrea să vadă împărăția lui Dumnezeu, care știe ce vrea în viață. Omul nu este croit numai pentru aici, ca drept dovadă că și Mântuitorul nu s-a întrupat în altă fire, ci în aceea de om. El vrea ceea ce n-a văzut niciodată. Dacă Apostolul Pavel, când a fost răpit la ceruri, spunea că frumusețile care sunt acolo nu sunt de vrăit. Sensibilitatea omului nu poate vedea cu ochii trupești, cu auzul trupesc, ceea ce este acolo. A venit Mântuitorul pe pământ. A venit întrupat în fire de om, a venit dovedindu-se, nu prin cuvinte, ci doar prin fapte. Cuvintele le-au spus ereticii, le-au spus cei care au deviat de la cursul normal, cursul care trebuie al mântuirii omului. Mântuitorul a venit și a îndrituit ceea ce era cu minunile sale. Așa îl vedem pe Hristos cum vindecă această bolnavă care prin credință s-a apropiat de poala hainei lui. Aici nu vedem un logos cu Mântuitorul în față, ci vine prin spate. Nu spune nimic, dar totuși Mântuitorul a depistat-o și a dat-o în văzul întregii lumi care îl înconjurau. A venit gândindu-se în mintea ei, de este acesta Mântuitorul, de este acesta proroc, de este acesta puternic și face minuni, trebuie să mă vindece. Aici se arată credința nețărmurită a unui om care nu l-a cunoscut pe Mântuitorul. Al doilea motiv este faptul că era o boală rușinoasă. Era încurgerea sângelui de 12 ani. Și nu avea cum să spună Mântuitorul. O femeie care era zdrobită, deja în ultima instanță ea curgea spre moarte, că aceasta este o boală care duce în moarte. A cheltuit averea ei la doctor și nu putea să o vindece. În ultima instanță a apelat la Mântuitorul în ultima desnădejde. Doamne, numai Tu poți să mă vindeci. Și din cauza aceasta se apropie de veșmintele Lui. Închipuiți-vă prin mulțimea care stătea acolo și l-a dula pe Mântuitorul în cuvintele Lui. Această femeie, neputința ei s-a strecurat și a făcut loc cu coatele. Cum a putut ea, dar să atingă veșmântul Lui? Și așa a făcut. Iar în momentul acela Dumnezeu a simțit că a curs din el,
a venit o putere vindecătoare și l-a vindecat, a vindecat-o. Ca să arate acest lucru în fața oamenilor, în fața plenului care îl înconjura, a întrebat: cine s-a atins de mine? Mântuitorul, fiindcă era înconjurat de jur împrejur de oameni, toți îl atingeau, dar numai acesteia a venit puterea Duhului Sfânt și a vindecat-o. Când a auzit cea vindecată, că a depistat-o Mântuitorul, tremura de frică. Dar ea tremura, de fapt, nu de frica Mântuitorului, că ea n-a furat nimic. Ea nu era într-o culpă, ci tremura pentru că a simțit că a vindecat-o definitiv. A simțit puterea Mântuitorului. L-a simțit că acesta este prorocul. L-a simțit în adevărata valoare a lui de vindecător, de mântuitor. Că acesta este cel mult așteptat de către omenire. În timpul acesta, Iair alerga distrus că-i moare fata. Mântuitorul a mers încet, nu s-a grăbit să meargă în casa lui. Dar tocmai după ce a vindecat-o pe femeia în curgerea sângelui, a venit cineva de la casa lui și a spus că a murit fiica ta. Probabil că era distanță destul de mărișoară de locul unde i-a cerut Mântuitorului să vină și până unde era el. Când s-a dus Mântuitorul acolo, erau deja bocitori, cum era obiceiul la iudei, o jela pe fiică. Fiica avea 12 ani, îi spune și câți ani de când, cât avea și trăgea să moare. Și iată că a murit. Oare nu cumva este o legătură între femeia în curgerea sângelui de 12 ani și fiica de 12 ani? Independent de acesta, Mântuitorul o vindecă pe femeia în curgerea sângelui și apoi merge la casa lui Iair. Era mai marele sinagogii, de acolo ieșeau legile. Erau un om mare, de mare vază în Ierusalim acesta. Dar iată că atunci când vine durerea, necazul nu face părtinire. Nu alege oamenii. Sabia curge peste drept și peste nedrept. Moartea vine peste drept și peste nedrept. Așa a fost și în casa lui Iair. Iubiți credincioși, îi zice fiicei: fecioară, ridică-te, scoală-te. Și s-a ridicat din pat. În momentul acela i-a dat să mănânce și apoi a dat-o părinților lui. Ca să fie martori acolo la această minune cutremurătoare, a luat numai pe Ioan, pe Iacov și pe Petru, cei trei care trebuiau să fie acolo. Mama și tata copilului. Fiindcă el a spus că el doarme și nu a murit, aceilalți care nu voiau să-l înțeleagă, râdeau de el și pentru aceasta i-a scos afară. A înviat-o în văzul tatei și a mamei care erau zdrobiți în sufletul lor. Aceștia erau primii care sufereau după moartea ei.
Această minune a rămas până în zilele noastre mărturie că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Ne punem întrebarea, de ce nu să mai fac minuni ca acelea? S-a făcut în timpul acela pentru încreștinarea tuturor oamenilor. Mântuitorul a venit ca să deturneze de la legea mozaică, să facă poporul creștinesc. S-a arătat în prezență prin proroci, s-a arătat în puterea lui, prin aceia care au înviat morții, au tămăduit, i-au învățat pe iudei ca să își îndrepte căile lor, dar i-au omorât. Pentru aceasta vine Mântuitorul acum la apusul veacului și aceia care erau prezenți la acele minuni n-au vrut să creadă. Iubiți credincioși, cât de frumos o fi fost atunci pe vremea Mântuitorului 3 ani și 6 luni. Gândit acum, peste 2000 de ani, cum se ducea lumea după el, oriunde se ducea, îl aștepta lumea ca să-i audă cuvintele, să-i soarbă cu patos cuvintele. Oamenii nu înfometau, dar sta mult timp cu el. Prin aceasta se arăta că era Fiul lui Dumnezeu adevărat. Vedem că Moise înalță în pustie șarpele de aramă. Toți cei ce erau mușcați de viperă trebuiau să privească spre șarpe și se vindecau. Nu mureau. Era un șarpe otrăvitor, imediat murea cine era înțepat de acel șarpe. Acel șarpe nu este decât diavolul care dă păcatul. Este mentorul moral al omului. Diavolul nu face decât să-i dea gustul păcatului și apoi omul, mușcând din păcat, trage ponoasele, că el se retrage. El nu pătimește niciodată cu omul. El te îndeamnă pe tine în păcat și apoi se retrage, urmând ca tu să tragi ponoasele. Păcatul care este în afara legii supără pe Dumnezeu. Vedeți că Dumnezeu nu a lăsat lege ca să se afle doar în treabă, ci a lăsat lege pentru protecția noastră, nu pentru altceva. Vezi pe acolo să nu te duci, de aceea nu te atinge, că este diavolul care te pândește. La veacul acesta, diavolul a lăsat cea mai mare minciună, că el nu există. Spune-i la unul de diavol sau de înger, te ia în râs. Aceasta este cea mai mare minciună pe care a putut să o lase. Prin descreștinare, diavolul se ascunde. Și în felul acesta, omul curge fără știre de Dumnezeu, fără știre de iad, fără știre de rai. În momentul acela când Moise a făcut șarpele de aramă, aici aduce în prezență credința. Oare un șarpe de aramă spânzurat în pustie era vindecător? Nu, era închipuirea înțelepciunii lui Dumnezeu spânzurată pe cruce, răstignirea Mântuitorului pe cruce.
Apostolul Pavel, când merge în lume, zice, iar noi propovăduim pe Iisus Hristos răstignit. Nu pe altul, pe acela răstignit. Acela în care el, când era râvnitor în legea mozaică, nu credea. Dar apoi, când s-a întors, a spus în cel răstignit. Fiindcă era nevoie de răstignirea Mântuitorului și moartea Lui, ca prin aceasta să fie izvorât din coasta Lui sânge și apă, să izvorască viața, viața veșnică. Dar dacă șarpele era vindecător, cu atât mai mult Mântuitorul, venind întrupat în persoană, avea să fie mai vindecător. Vedem pe Mântuitorul cum vindecă pe bolnavă, vedem cum face cea mai mare minune, învie pe fiica lui Iair. Mântuitorul, cât a stat pe pământ, a înviat 3 morți. Pe fiul văduvii din Nain și pe Lazar. Toate au fost etapizate. Nu au fost una după alta. Acestea avea să simbolizeze că Mântuitorul a venit în persoană și nu Duh. S-a atins de trupul lui, s-a atins la fiul văduvei de patul lui, iar la Lazar, care era intrat în putrefacție, a venit și a spus, Lazare, ieși afară. Niște minuni cutremurătoare care s-au făcut în vremea Mântuitorului. Aici atragem o concluzie. De ce n-au crezut ceilalți? Fiindcă păcatele îi covârșeau. Păcatele erau un lanț gros. Era un lanț care le lega toate mădularele și le obtura și mintea. În zilele noastre, dar veni Mântuitorul pe pământ, omul tot nu crede că oamenii nu sunt diferiți față de cei de demult. Sunt aceiași, poate mai răi. Dar atunci, pervertindu-se sinagoga și odată cu sinagoga, pervertindu-se și oamenii, s-a pierdut credința. Era credința numai de mască. Se îmbrăcau în cele mai frumoase odăjdi, rosteau în cele mai frumoase cântări, făceau cele mai frumoase slujbe, dar erau seci. Că una este cuvântul și alta este ceea ce transmiți prin cuvânt. Deci Hristos vine ca să arate omenirii găunosul din el. Vrea ca să arate carcasa din el. Omul e mai mult o carcasă la veacul acesta. Schimonosește o cruce și pleacă și gata, mântuirea. Nu e așa, iubiți credincioși. Trebuie să fii un om curat. Trebuie să fii un om cât mai apropiat de Dumnezeu. Vedeți cum în veacul acesta îmbină și pe Mamona și pe Dumnezeu. Dar n-are nicio împărtășire Mamona cu Dumnezeu. Ori ești al lui Dumnezeu, ori al lui Mamona.
datorită faptului că oamenii sunt așa cum sunt, Dumnezeu îndelungă milostivirea Lui, îl așteaptă pe om, brațele Lui sunt deschise pe cruce, îl îngăduie pe om, doar se va întoarce, dar întoarcerea este numai punând oprire păcatului. Vedem din legea veche, omul când îl cunoștea pe Dumnezeu era plin de păcate, dar când îl cunoștea, cu siguranță nu se mai întorcea la el. Mergea după el și lua seama de ce este bun și ce este rău. Așa și noi trebuie, ca luând lecție, luând învățătură de la biserică, să înțelegem ce este rău. Răul din ce în ce mai mult curge peste omenire, mai ales la veacul acesta. Vrea să despartă pe om de Dumnezeu definitiv, dar Dumnezeu încă nu și-a închis ușa milostivirii Lui. Cei trei morți vrea să simbolizeze pe omul păcătos în vremea vieții lui. Fiica lui Iair a murit acasă și a vindecat-o imediat. Acesta este omul tânăr care la nivel de minte concepe păcatul, dar nu uită curs faptic. Și este păcat, dar Hristos venind îl poate învia. Fiul văduvii este omul cuprins în păcate, că vedeți, îl scoate din cetate și când îl ajunge Mântuitorul pe drum până la mormânt, îl învie. Aici este omul care e în potopul păcatelor și totuși Dumnezeu nu-l uită. Dumnezeu se milostivește asupra lui. Îi întinde mâna și spune, tânărule, scoală-te. Și-l dă mamei lui. Iar la Lazar vrea să arate că este deja mort în putrefacție și totuși ridică din mormânt. Aici arată omul înfășurat, prins în mreaja plăcatelor, iar milostivirea lui Dumnezeu atât de mare este că momentul când dispare înfășurarea păcatului, îl conștientizează pe Dumnezeu. Aici este tâlharul de pe cruce. Nu l-a cunoscut pe Mântuitorul, decât pe cruce în momentul ultim al vieții lui. Și totuși un om simplu l-a conștientizat că acesta este Hristos, Mântuitorul lumii, zicându-i, pomenește-mă, Doamne, când vei veni pentru împărăția Ta. Oare cine putea să rostească acest cuvânt fără să realizeze? Acesta l-a conștientizat atunci în ceasul morții și l-a acceptat că este prorocul mult așteptat de omenire. Iar tu, omule, nu vrei să-L cunoști pe Dumnezeu. Iudeii în ziua de astăzi îl așteaptă pe Mesia. Evident că este un Mesia mincinos. Este Antichrist care este așteptat de către ei. Îl așteaptă cu ardoare. Și totodată vor ca să îndriptul să
culeagă lumea, să o modeleze și să o aducă ca o turmă de oi să creadă odată cu ei. Glasul bisericii care mai răsună încă ar trebui să trezească mințile oamenilor, că după minunele care le-a făcut Mântuitorul, nu mai este alt Mesia, nu mai este alt Hristos. Iudeii așteaptă omul banului, omul interesului la timpul acesta. Oare Hristos este al banului? Hristos este a scaunilor înalte? El este omul minunilor, este omul credinței și nu al interesului meschin. Să nu vă lăsați duși în eroare de iudei și de oamenilor, fiindcă te duce în pântecele iadului acești oameni pregătiți special pentru a deturna imaginea omului, imaginea lui Dumnezeu. Sunt cei mai meschini oameni și pentru aceasta trebuie să ne păzim. Biserica își vede de drumul ei, își vede de mântuirea ei, nu ne interesează de lucrurile lor. Păziți-vă ca nu cumva, atingându-se o travă păcatului, să vă păgubească de împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna ne-a vrut bine și El vrea, păcătoși cum suntem, dar nu decăzuți definitiv, ne așteaptă. Și dacă ne așteaptă, cert este să ne întoarcem cât mai curând spre El, întâi oprind păcatul și apoi urmând celelalte ale mântuirii omului. Lui Dumnezeu să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Este o minune și o mare, mare binecuvântare și de aceea eu din sufletul meu mulțumesc Părintelui și tuturor celor care au ajutat să se construiască această frumoasă biserică și bineînțeles că dăruim să ne întâlnim împreună și la Sfântirea Ei. Dragii mei, astăzi am ascultat o Sfântă Evanghelie în care ni s-a deschis cu Mântuitorul nostru a înviat pe fica lui Iair, care era mai mare sinagogă din Capernaum. Dragii mei, sunt sigur că
ați auzit de la preoți explicând această Sfântă Evanghelie a învierii și cerului. Eu astăzi, profitând de această Evanghelie, vreau să vă vorbesc despre înviere în general și să vedeți ce lucruri profunde putem învăța din Evanghelie de înviere. Știu, sunt sigur că toți știți că una din învățăturile fundamentale ale Bisericii noastre ortodoxe este cea legată de înviere. Spun lucrul acesta și o să vorbesc despre înviere nu numai din cauza Evangheliei de astăzi, dar fiindcă iată ne-am întâlnit duminica. Iar duminica este ziua învierii. Noi în fiecare duminică ne întâlnim la biserică și sărbăm învierea Domnului. Mai mult decât atât, astăzi ați văzut că am pomenit pe Sfânta Muceniță Anastasia Romană. Cuvântul acesta, Anastasis, în limba greacă, înseamnă înviere. Și iată, dragii mei, trei motive pentru care eu vreau să vă vorbesc despre înviere, despre învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, despre învierea noastră. Știți că atunci când s-a plinit vremea, Dumnezeu, dragii mei, a hotărât să înceapă lucrarea de mântuire a omului, lucrare care, de fapt, a început de la începutul lumii. Dar acum, a hotărât Dumnezeu ca Fiul lui Dumnezeu, una din persoanele Sfintei Treimi, să se întrupeze, să-și ia trup de om și să se sărășnească în mijlocul oamenilor. Să vină în mijlocul nostru, dragii mei, și să ne învețe, să ne arate, să ne descopere lucruri despre Dumnezeu, despre om, despre lume, despre mântuire, despre sfințenie. Aceasta s-a întâmplat, dragii mei, cu întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Știți prea bine că Mântuitorul s-a născut mai înainte de toți vecii din Tată, fără de mamă, iar din trupește, s-a născut din Fecioara Maria, în timp, fără de Tată, de la Duhul Sfânt. Această persoană, dragii mei, Iisus Hristos, era Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit într-o singură persoană, Iisus Hristos. Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. S-a născut ca om din Fecioara Maria, în Betleemul Iudeii, după care știți prea bine că a fost urmărit de Irod și a fugit în Egipt. După ce Irod a murit, s-a întors din Egipt în Nazaret și aici, dragii mei, a crescut alături de Fecioara Maria și un timp scurt de Iosif Logodnicul Fecioarei Maria, a crescut aici în Nazaret. A crescut, dragii mei, ca ceilalți copii. Fiind om desăvârșit, în afară de păcat, el a crescut, dragii mei, în această cetate a Nazaretului. Nu ni se descrie nimic din perioada aceasta decât un singur eveniment, la 12 ani, când Mântuitorul cu Maica Domnului și cu alți din Nazaret au plecat spre Ierusalim la o sărbătoare și atunci știți prea bine că la întoarcere, venind cu toții, Maica Domnului nu a fost atentă, crezând că este cu Mântuitorul celor anteneamă și a dat seama la un moment dat că lipsește, s-a întors la Ierusalim și l-a găsit în mijlocul rabinilor, învățaților evrei, punând întrebări evrei, rabini și Mântuitorul copil la 12 ani răspunzând, când se mirau acei bătrâni, de unde știa acesta carte? Cine l-a învățat pe el? Dragii mei, de acum până la botezul Mântuitorului, iarăși nu e mai descrezut. Mântuitorul a trăit până la vârsta de 30 de ani ca unul din oamenii obișnuiți.
După care, la 30 de ani, a fost la Iordan, a fost botezat de Ioan în Iordan, Dumnezeu Tatăl s-a descoperit și l-a mărturisit, Dumnezeu Duhul Sfânt, în chip de porumb, s-a arătat asupra Lui și de acum încolo Mântuitorul începe cei 3 ani și jumătate de propovăduire, în care trebuia să arate lumii că El este Mesia cel mult așteptat și prorocit și să învețe pe oameni despre Dumnezeu, despre Împărăția Lui Dumnezeu, despre mântuire, despre Sfințenie și, bineînțeles, și despre păcat. În propovăduirea Mântuitorului, dragii mei, ca această propovăduire oamenii să o primească și să creadă în El, Mântuitorul a trebuit să facă minuni. Și a făcut minuni. A făcut minuni, dragii mei, în care a arătat că, de fapt, El este Dumnezeu Proniatorul, adică care ține toate, care ține echilibrul Universul acesta, care ține Pământul acesta, care ne hrănește pe noi. Ce minune este, dragii mei, atunci când la cuvântul Mântuitorului Marea s-a potolit din furtună? Sau atunci când Mântuitorul a înmulțit pâinile și peștii, nu a arătat că El are puterea aceasta dumnezeiască de a pronia, de a ține toate lumea? Cum zice Psalmul, deschizându-mi mâna ta, toate se vor umbla de bunătate. Întorcându-ți trupata ta, se vor tulbura. Atunci când Mântuitorul, dragii mei, făcea ochiul orbului care n-avea ochi de naștere, ungându-l cu tine, sau dădea vedere unui om orb care avea ochi, dar nu mai vedea, atingându-se de el sau cu cuvântul, sau când îl îndrepta pe cel slăbănor, care era paralizat de ani, sau când îndrepta pe femeia cârbovă, ce arăta? Că El este Dumnezeu Creatorul. Că așa cum a făcut ochiul celui care îl avea, așa a făcut pe om, așa a făcut întreg Universul. Și a arătat o altă caracteristică a dumnezeirii, și anume că este Creatorul la tot ce este în lumea aceasta. Altă minune este minunea aceasta a Învierii. Și Mântuitorul, în timpul acesta, de 3 ani și jumătate, a făcut 3 învieri care ne sunt descrise în Sfintele Evanghelii. Una este învierea de astăzi, a fiicei mai mari Sfiei de Sinagogii, avea el. A doua este învierea fiului văduvei din cetatea Nain. Iar a treia este învierea lui Lazar. Iată că a făcut Mântuitorul 3 învieri. Despre aceste învieri vreau să vă vorbesc astăzi, dragii mei. Și vreau să observați, în primul rând, un lucru. Astăzi a înviat-o pe fiica lui Iair, când ea tocmai murise. Ce spune Sfânta Evanghelie? Că Mântuitorul era înconjurat de ucenici și propovădea cuvântul său. La un moment dat, vine Iair, când au văzut oamenii, s-a mirat, fiindcă a venit mai marului sinagogii. Deci nu a venit oricine. Și știți prea bine, dragii mei, că mai mari de la Ierusalim, rabini și din țară, au primit ordin să-L urmărească pe Mântuitorul, să nu-L lase să propovăduiască, să-L prindă în cuvânt, cum spune Sfânta Evanghelie, adică să găsească ceva ca să fie arestat. Fiindcă cuvintele Mântuitorului începeau să-i supere pe conducătorii religioși a evreilor. Și iată că vine mai mari sinagogii din Capernaum. Capernaum, dragii mei, era o cetate mare la marul Mării Tiberiale sau Galilei. Și acesta vine la Mântuitorul și cade și în genunchi. Și îl roagă să vină acasă, căci fiica lui murea. Adică era bolnavă grav și era pe ultimele clipe ale vieții. Mântuitorul îi promite, îi spune că va merge la casa lui. Dar fiind înconjurat de oameni, înaintat greu spre Capernaum.
Mai ales că în timpul acesta, când mergea înconjurat de oameni, o femeie s-a atins de poală lui și această femeie suferea de o boală gravă și rușinoasă, căci nu îi se oprea curgerea sângelui de ani întregi. Și a cheltuit toată averea ca să se vindece de această boală, dar nu a reușit nimeni. Și ea s-a gândit în mintea ei că măcar să mă ating de poala Mântuitorului Iisus Hristos, auzind de minunile care Mântuitorul le-a făcut. I-a fost rușine să se ducă în față și să-i spună de suferința ei, dar a gândit că poate atingându-mă de haine, mă voi vindeca. Și în momentul când s-a atins de haina Mântuitorului, atunci, dragii mei, Mântuitorul s-a întors. Era înconjurat de lume, lăbuzea lumea, cum spun apostolul. S-a întors și a spus, cine s-a atins de mine? Și apostolii chiar îi spun, învățătorule, dar lumea te îmbunzește, sunt atâția oameni aici în jurul tău și ne întreb cine s-a atins de mine, fiindcă marea majoritate s-a atingeau. Nu s-a atins de mine cineva, fiindcă am simțit că puterea a ieșit din mine. În momentul când s-a atins de poala Mântuitorului, femeia, dragii mei, s-a vindecat și a simțit lucrul acesta. Dar a tăcut și căuta să se retragă. Dar auzind că Mântuitorul caută pe cel și s-a atins și a dat seama că ea este cea căutată. Și s-a dus și a spus că eu m-am atins de haine. Atunci Mântuitorul a încurajat-o și a spus să îndrăznește și că credința ta te-a mântuit. Mergi în pace. După care Mântuitorul, dragii mei, a plecat mai departe în Capernaum, la casa lui Iair. Iar când a intrat în curtea casei lui Iair, au venit slujitorii și au spus, nu-l mai deranja pe învățător că fiica ta a murit. Și erau acolo toți care plângeau de tânăra aceasta, de această fată care tocmai a murit. Dar Mântuitorul îi spune lui Iair, crede numai. Și căci fiica ta nu a murit, ci a adormit. Când au auzit aceste cuvinte, cei care erau în curte au început să râdă de Mântuitorul. Și, bineînțeles, dragii mei, erau oameni în general care erau slujitori la sinagogă, erau oameni care se întâlneau cu moartea zi de zi, care știau ce înseamnă un om care a murit. Dar ei nu știau despre ce vorbește Mântuitorul. Și atunci când Mântuitorul a intrat în camera unde era copila întinsă, moartă, a scos afară pe toți ceilalți și a ținut pe Sfântul Apostol Petru, Ioan și Iacob, și pe părinții Petru. Și s-a dus atins de mâna Petru și a spus, Sfântul ție spun, scoate, ridică. Și în momentul acela, spune Sfânta Evanghelie, Duhul acelei fete, adică sufletul ei, s-a întors în trup și a înviat. Iar Mântuitorul a dat-o părinților ei. Și s-a făcut mare bucurie în casa aceasta. Dragii mei, deci ați observat că această înviere s-a făcut la puțin timp după ce fata a murit. Dar învierea fiului văduve din Nain, că acum 2-3 duminici a fost și s-a citit această Evanghelie. Când a înviat fiul? Vă aduceți aminte? Se spune că Mântuitorul, înconjurat de ucenici, a ajuns lângă cetatea Nain și din cetatea Nain ieșea un tânăr mort condus de familia lui și de cunoscuți, având doar pe mama lui, văduvă, plângând în spate, mai apropiată, și ceilalți oameni în cetate care îl conduceau spre îngropare. Dragii mei, vreau să vă spun că în țara aceasta, Israel, încă din vechime, nu mai știu acum, astăzi, dar în vechime, pe vremea Mântuitorului, dacă cineva murea dimineață, seara trebuia să fie îngropat. Dacă murea seara, el dimineață trebuia să fie îngropat. Ne aflăm într-o țară unde căldurile sunt mari și așa era obiceiul, fiindcă trupul intra rapid în putrefac. Dacă acest tânăr spune că era dimineață când pleca să fie îngropat, înseamnă că l-a murit seara de înainte. Deci vă rog să observați, dragii mei, că atunci când l-a înviat Mântuitorul, acest tânăr avea trecut, să spunem, aproape o jumătate de zi, poate aproape o zi întreagă de când a murit.
Deci fata deja murise, tânărul a murit aproape de zi. Dar Lazar, dragii mei, cât timp a trecut până a fost în viață Lazar? 4 zile. Iar trupul lui Lazar lucrase în putrefacție. Dragii mei, vedem prin cele 3 evanghelii a Învierii că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a arătat care puterea aceasta dumnezească de a învia morții. Indiferent când ei au murit, fie că au murit acum, fie că au murit peste o zi, fie că au intrat în putrefacție, fie că vor sta 10, 100, 1000 de ani în mormânt, cât va hotărâ Dumnezeu. A arătat în acest lucru, dragii mei, că Dumnezeu este Cel care va învia morții. Și în Evangheliile sale, Mântuitorul ne-a spus lucrul acesta. De multe ori și le citim în Evanghelia Învierii. Va veni timpul când va trâmbița îngerii și morții se vor scula. Sau toate Evangheliile în care ne-a vorbit despre învierea morților. Va veni timpul când vor învia, cei care vor fi romani, spune Apostolul Pavel, îl vor întâmpina, vor fi răpiți pe noi și îl vor întâmpina pe Dumnezeu. Când se vorbește despre învierea morților. Și Mântuitorul arată, dragii mei, prin aceste învieri. Dumnezeu i-a înviat pe acești oameni. Dragii mei, vă mai pun o întrebare, oare până la venirea Mântuitorului au mai înviat oameni? Ați citit Vechiul Testament. Vă aduceți aminte din Vechiul Testament de învieri ale oamenilor? Ce-a făcut Ilie cu fiul vădului din Sarepta Sidonului? Atunci când a murit, mama lui s-a dus lângă la Ilie și l-a rugat să facă ceva, căci fiul ei, nădejdea ei, a murit. Și Ilie a luat acel cuvânt, s-a venit în puișor, a căzut în genunchi și a început să se roage la Dumnezeu și apoi s-a lăsat peste trupul copilului plângând și rugându-se: Doamne Dumnezeule, Tu cel mare, Tu care ai creat cerul și pământul, Tu care ne ții toate, Tu care hotărăști pătate vieții omului, înviază pe acest fiu al vădului. Și când a suflat asupra lui, la rugăciunea suflului Dumnezeu, a trimis sufletul înapoi și a înviat. Ce-a făcut Elisei, dragii mei? Ucenicul Sfântului Ilie. La fel a înviat acel tânăr. Ce s-a întâmplat cu acel mort care a fost aruncat peste oasele lui Elisei? A înviat și acela. Când s-a ajuns de oasele lui Elisei, după ce Elisei a zis că e o perioadă lungă de timp. Deci iată, dragii mei, că au fost învieri și în Vechiul Testament. Mai mult, dragii mei, trebuie să rețineți și fiți atenți atunci când intrăm în săptămâna Patimilor și ne apropiem de învierea Domnului, de exemplu, Sâmbăta Mare, la slujba care se face în Sâmbăta Mare, după ce se citesc niște paremii, care sunt, majoritatea lor, prorocii despre învierea morților. Iată, de exemplu, ce a spus prorocul Ezechiel. A spus că atunci când va veni momentul, Dumnezeu va învia pe oameni. Și mai mult decât atât, Ezechiel a avut și o revelație, dragii mei, o descoperire. Și ce a văzut Ezechiel? A văzut un morman de oase albe și la un moment dat o mână uriașă, mâna lui Dumnezeu, care a binecuvântat acel morman de oase. Și oasele au început să se frământe, să se miște, să se împine una cu alta, formându-se scheletele oamenilor, apoi îmbrăcându-se cu carne, îmbrăcându-se cu piele, cu haina albă și cu mânări în mână, arătând ca o prorocie cum va fi învierea morților. Ce a zis prorocul Daniel? Pe la anii 500 și ceva înainte de Hristos, când au fost poporul dus în robia babiloniană, a spus că va veni timpul când cei din morminte vor fi înviați, se vor scula la glasul lui Dumnezeu. Iată, dragii mei, că și în Vechiul Testament ni s-a spus despre Ei. Și chiar au avut loc puterea lui Dumnezeu, prin rugăciunea unor oameni sfinți, în fier de oameni.
Dar ați sesizat o diferență? Când Ilie sau Elisei au înviat, ei de fapt s-au rugat la Dumnezeu și au cerut lui Dumnezeu să învieze și Dumnezeu a înviat. Nu ei, i-au pus la rugători. S-au rugat la Dumnezeu să învieze copiii care au murit. Dar ce vedem în Evanghelia acestea ale Mântuitorului? Ce a spus azi Mântuitorul fetei? Fată, ție zic, scoală-te! Ce a spus Mântuitorul fiului văduvei de la el? Tinerule, ridică-te! Ce a spus Mântuitorului Lazar, dragii mei? Lazare, vino afară! Pe când cei din Vechiul Testament se rugau la Dumnezeu să învieze copilul și Dumnezeu învia, aici Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu însuși, Dumnezeu adevărat, El poruncea sufletului să vină în trupul lui. Prin aceasta a arătat că Iisus din Nazaret, Fiul Mariei, era în același timp și Dumnezeu cel adevărat, Creatorul Celui și a Pământului și a Omului și Stăpânul Vieții și al Morții. Iisus Hristos este Dumnezeu cel adevărat. Dar vă pun o întrebare. Ucenicii care nu au văzut aceste înfieri. În schimb, când l-au văzut pe Mântuitorul pe cruce, când a fost răstignit și apoi a murit, ei au căzut, așa să spunem, într-o deznădejde, într-o mare supărare. Iată, a murit Învățătorul nostru. A murit Iisus Hristos, Cel care a făcut atâtea minuni, Cel care a înviat morții. Cine ne va mai învia pe noi? Mântuitorul știa că acești ucenici vor gândi ca niște oameni și vor ajunge în momente de deznădejde, când vor vedea bajocorit, răstignit și apoi mort pe cruce. Și le-a spus, vedeți că Fiul Omului, și aduceți-vă aminte ce frumos încep aceste Evanghelii cât ne apropiem noi de Paște. Fiul Omului va merge la Ierusalim. Acolo va fi prins, va fi dat în mâna păgânilor, adică va fi prins de evrei, va fi dat romanilor. Iar aceștia îl vor bajocori, îl vor bate, îl vor răstigni, îl vor omorâ. Dar tot Mântuitorul le spunea, dar a treia zi va învia. Dragii mei ucenicii, știind că nu mai au pe Iisus Hristos, că acesta este mort pe cruce, dar cine îl va mai învia? Și iată că Iisus Hristos, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, a înviat prin puterea sa dumnezeiască. Iisus Hristos, dragii mei, a înviat prin sine, prin Dumnezeu desăvârșit. Nu l-a înviat nimeni, ci El și-a înviat trupul Său. Prin Dumnezeu desăvârșit, ființa dumnezeiască, ființa umană, ființa dumnezeiască a înviat umanitatea aceasta a Mântuitorului Iisus Hristos. Iar de acum încolo Iisus Hristos este viu și este veșnic viu. Și așa cum a promis că va învia, se va înălța la ceruri și că va veni un moment când va învia pe toți oamenii din punct de vedere al trupului și toți oamenii vor ieși la înviere. Dragii mei, acest lucru ne învață, iată, Mântuitorul despre învierea noastră, dar despre învierea trupească. Acum un lucru știți toată lumea, că omul este alcătuit din trup și suflet. Când am vorbit până acum despre aceste învieri, am vorbit despre moartea trupească și despre învierea trupească. Ce înseamnă moartea trupească? Înseamnă că sufletul se desparte de trup. Ce înseamnă învierea trupească? Că sufletul se unește înapoi cu trupul, la porunca lui Dumnezeu, puterea lui. Dragii mei, mai există o moarte și o înviere. Și aceasta poartă nume de moartea sufletească și învierea sufletească. Moartea sufletească înseamnă despărțirea sufletului de Dumnezeu. Iar învierea sufletească înseamnă unirea sufletului
Dar dacă sufletul este unit cu trupul al Doamnei, va fi unirea întregului om cu Dumnezeu, ceea ce se numește îndumnezeire sau, eu mai spunem noi, mântuire. Ca omul să fie unit cu Dumnezeu pentru veșnicie. Oare ni se vorbește în Sfintele Evanghelii despre învierea aceasta sufletească care este, este punctul culminant, scopul vieții noastre de creștin? Dragii mei, și aici vă spun un lucru la care să fiți permanent atenți. Orice Sfântă Evanghelie care o veți auzi, în care ni se descrie lucrul făcut de Mântuitor, vindecări, potolirea mâinii sau învierii, are, să spunem, sau ascunde în mod frumos această înviere sufletească a omului. Vedeți dumneavoastră, dacă Iisus Hristos a arătat că l-a înviat pe Lazar, pe fiul văduvei din aici, pe frica lui Iair, Mântuitorul ne-a mai învățat încă un lucru, că El are puterea să ne învieze și sufletește. Adică are puterea ca să se unească cu noi, bineînțeles, doar un singur lucru, dacă omul vrea acest lucru. Prin aceste trei învieri, iată, dragii mei, ce ne mai descrie Mântuitorul. Omul, când începe să se depărteze de Dumnezeu, începe să aibă o boală sufletească. Dacă despărțirea aceasta a ajuns să fie totală, să spunem, în sensul că omul nu mai crede în Dumnezeu, a devenit ateu sau a ajuns eretic să creadă în zei în spatele cărora slujeam sau în lucruri materiale care sunt o creatură, sau să creadă în diavol prin Sfânta Paște. Acești oameni, dragii mei, au murit cel puțin temporar sufletește. Dacă îi prinde moartea trupească așa, ei au murit sufletește de zi. De aceea, o vedeți, dacă fiind acestea la Sfântatea de Cată, sunt dictat să-mi ia eretici, sataniști, atei și așa mai departe. Dar dacă încă n-a murit, mai are șansă la mântuire. Vedeți dumneavoastră, drumul acesta de a se îmbolnăvi omul și de a începe să se îndepărteze Dumnezeu până a murit sufletește, este un drum care este descris în aceste trei evanghelii ale învierii. Prin faptul că tânăra de astăzi, copila de astăzi, tocmai a murit, ne arată că prin ea ni se descrie omul care a început să păcătuiască. A început să meargă pe calea păcatului. Ea a început să se depărteze de Dumnezeu. Nu ea însăși, dar ca om descrie lucrul acesta de astăzi. Fiul, care deja murise de un timp, este omul care deja s-a înrădăcinat în păcate, iar păcatele, fiind de acum un scop al vieții lui, el de fapt a început să fie împătimit. Cred, dragii mei, că știți fiecare ce înseamnă diferența sau care este diferența între a face un păcat și a fi într-o patru. Păcatul înseamnă încălcarea unei legi a lui Dumnezeu. De exemplu, Dumnezeu nu îi place ca omul să bea prea știri de mințile, să bea prea știri de măsuri. Dar dacă unul din noi astăzi a băut o anumită ocază și s-a îmbătat, înseamnă că el a păcătuit. A încălcat dorința, voia lui Dumnezeu și a făcut un păcat. Dacă se mai îmbată peste o săptămână, a făcut iar păcatul acesta. Dar atunci când omul începe să păcătuiască mai des, iar băutura începe să pună stăpânire pe el, pe voința lui, el începe să caute băutura, asta înseamnă că, de fapt, a început să fie pătimaș, să aibă patima băuturii. Și ce înseamnă că a devenit pătimaș? Înseamnă, dragii mei, că libertatea lui, voința lui, care ar trebui să fie închinată lui Dumnezeu, începe să fie închinată patimii.
fiindcă nu mai e liber. Iar el nu-și mai ghidează viața după Dumnezeu și legile lui, ci după patima pe care este ținut. El va căuta să-și împlinească pofta. Voința lui este supusă acestei patime și cu consecințele care îi vor rămâne. Dragii mei, aceasta înseamnă etapa aceasta primului de astăzi, când omul este împătimit. Iar când omul ajunge atent în patima și cade în alcool, permis, să spunem, devenit alcoolic, este deja acea moarte sufletească. Și este faza lui Lazar, care murise de 4 zile și intrase în putrefacție. Deci moartea aceasta putească a lui Lazar ne descrie moartea sufletească a lui. Mântuitorul prin acest îngheț ne arată, dragii mei, că nu numai ne va învia cu pește, dar ne va învia și, dacă omul vrea, poate să ne învieze și sufletește. Și indiferent cât de grea patima am ajuns, iată cum, să spunem, deschisă de putrefacția lui Lazar, Dumnezeu cât de ușor, Lazar, vino afară. Vedeți fașile acelea cu care era înfășurat Lazar în mormânt? Știți că Lazar, când a fost în gropaș, așa erau îngropați evrei, se îngropau fiind îmbeliți într-un giulgiu sau un cerșaf mai mare, era îmbelit, și o fașă începea de la picioare, dându-se în jurul lui până la gât și pe față, pe față și cap, pe la cucerit și pe față până la mahram. Și erau unși lucruri cu lesne, înfășat în acest fel, și apoi era pus în groabă mormânt, rugează fiecare cum avea posibilitatea. Dragii mei, fașile acelea, faptul că Lazar era cu mâinile și picioarele strânse, nu putea face o mișcare, descrie că omicește omul care a murit sufletește, care e prins adânc de o patimă. El nu mai poate face nici. Gândiți-vă la un om alcoolic, la un om care este sub patima drogurilor, la un om care a ajuns adânc în patima desfrâului, la un om sau un tânăr care a ajuns să fie dependent de internet și care spune că el nu mai interesează lumea, viața, ci doar să stea lângă calculator, nici să mai iasă din casă și aproape că nici nu mai mănâncă. Imaginea aceasta lui Lazar în mormânt, intrat în putrefacție cu mâinile și picioarele legate, este imaginea omului care a ajuns să moară sufletește. Și cât de ușor, Mântuitor a spus, Lazar, vino afară. Și cum a ieșit Lazar, dragii mei? Că era legat. Puterea lui Dumnezeu l-a smuls din mormânt, l-a înviat și l-a dus din mormânt afară, fără să facă un pas la Lazar, ci Dumnezeu l-a dus în fața oamenilor și a poruncit Dumnezeu, luați și dezlegați-l. Vedeți cât de ușor Dumnezeu înviază un om, atât trupește, cât și sufletește. Și atunci, dragii mei, concludeți la nădejdea noastră, este la Dumnezeu Domnul Iisus Hristos. Mântuirea noastră, dragii mei, nu se face decât prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În ziua de astăzi, umblând oamenii mulți, lovindu-se cu diferiți oameni care vin din predici, din alte și religii, mai aud pe oameni care spun, dar de ce numai noi ortodoxi ne mântuim? De ce nu se mântuiește cu musulmani? Sau nu se mântuiește cu budiști? Și budiști, și persani, și așa mai departe, și ei. De ce nu se mântuiesc? Că sunt oameni buni și dintre ei, milostivi, care și-au grijă de părinți, care și-au grijă de familie. Sunt mari postitori din masa și așa mai departe. Fraților, sunt! Poate unii au fapte minunate din punct de vedere al moralului, al umanității, să zicem. Dar țineți minte un lucru. Fără Iisus Hristos nu există învierea sufletească. Mântuitorul va învia pe toți, și pe ortodoxi, și întreaga omenire va învia la a doua înviere. Dar nu se vor mântui decât cei care au crezut în Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu cel adevărat. Nu spune Mântuitorul că se roagă El. Doamne, mulțumim lui Dumnezeu Tată că iată le-a arătat oamenilor viața veșnică. Și spune în Evanghelie, și ce este viața veșnică? Ca
ca să te cunoască pe tine Dumnezeu cel adevărat și pe Fiul tău, Iisus Hristos, pe care l-ai trimis în lume, ca să mântuiască lumea. Asta este viața veșnică. Cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu cel adevărat și l-au cunoscut pe Iisus Hristos ca Dumnezeu adevărat și cei care, dragii mei, au ascultat cuvintele Lui și cei care au făcut parte din trupul lui Iisus Hristos, adică din biserica Lui, cei care s-au împărtășit cu vrednicie, cei care au fost botezați corect și s-au pogorât peste ei Duhul Sfânt, cei care au participat la tainele bisericii de-a lungul vieții, cei care și-au mărturisit sincer păcate și-au primit dezlegare de păcate de la Dumnezeu prin Duhul. Aceia, dragii mei, se mântuiesc. Ceilalți nu se mântuiesc, rămân la judecata lui Dumnezeu. Fără Iisus Hristos nu există viață veșnică. Viața veșnică este prin Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, care este binecuvântat în slava, cinstea și în vecinea în vecii vecilor.